extrem de importantă și investiție care este făcută cu echipamente, ca să zicem așa, de ultimul răcnet. Cele mai moderne echipamente care practic asigură cea mai mare viteză de încărcare a navelor. Asta se traduce în timp mai puțin petrecut de nave pentru încărcare, se traduce în costuri mai mici pe care le plătesc navele pentru operațiunile de descărcare, încărcare pe care le fac în portul Constanța. Mă bucur că e o investiție la care are un modest aport și statul român, prin garanția oferită de Exim Bank. Este o modalitate prin care noi, ca guvern, dorim să susținem investițiile care sunt făcute atât de investitori români, cât și de investitori străini, investiții care pot să conducă la creșterea dinamicii economice, la asigurarea unor îmbunătățiri care să permită creșterea volumului schimburilor comerciale și de asemenea să crească competitivitatea atât pentru produse cât și pentru serviciile oferite de companiile românești. Gândirea noastră trebuie să fie aceea de a utiliza la maximum beneficiul României acest avantaj strategic pe care îl avem. Un port cu parametri foarte bun, un port în care este acumulată o experiență, un port care este istoric și un port care poate să beneficieze de o dezvoltare spectaculoasă. Și nu este suficient ca investitorii privați să investească în îmbunătățirea, să spun, terminalelor, în îmbunătățirea capacității de a furniza servicii de calitate către operatorii de transport. Este nevoie de finalizarea câteva investiții fundamentale pentru ca marfa și oamenii să ajungă în Europa sau să vină din Europa în portul Constanța. Avem nevoie de finalizarea proiectelor de infrastructură care să asigure legătura dintre portul Constanța, atât pe rutier, cât și pe feroviar, până la granița de vest. A durat un parcurs de aproximativ 3 ani, până ce am reușit să ducem la îndeplinire cu sprijinul băncilor finanțatoare, cu sprijinul entităților implicate în gestionarea de fonduri europene, care au reușit să realizeze infrastructura de conectare atât de necesară pentru acest tip de activitate. Astfel, elementele principale de infrastructură și care constituie un atu important pentru acest terminal de cereale sunt proiectul de dezvoltare a capacității feroviare în sectorul fluviu-maritim a portului Constanța, al doilea proiect realizat prin programul de operațională infrastructură mare, realizarea unei dane specializate într-o dană cu adâncimi mari, dana 80, care înseamnă racordul feroviar și amenajarea danei respective pentru acostarea navelor de cereale, existența anterioară a terminalului de barge și remorchiere fluviale, care este un proiect dezvoltat din perioada când dânsul, domnule prim-ministru, erați ministru al transportului și mulțumim pentru această dezvoltare care acum se dovedește că a fost vizionară, de fapt, pentru mișcarea barjelor pe Dunăre. E vorba după aceea de canalul peste podul peste canalul Dunăre Marea Neagră și imediata vecinătate a autostrăzii A2. Astfel, accesul ușor la terminalul de cereale prin aceste mijloace face ca de la terminalul de barje distanța să fie, atenție, doar de 2200 de metri. Timpul de manevră, timpul de operare sunt foarte scurți. Prin urmare, barjele ajung înapoi pe fluviu repede. Această chestiune aduce mare avantaje transportului fluvial, chiar în dificultatea existentă a navigației pe Dunăre, care este îndeopște cunoscută și la care tragem nădejde să primim un sprijin important din partea noastră în relația cu dragarea și cu relația cu partenerii bulgari.
credem că este un succes și va dovedi în perioada următoare toate avantajele pe care le va produce multiplicator pentru sectorul de cereale și transport în România și nu numai. Observând că, pe de o parte, în ceea ce privea performanța activității de minerale, am arătat ce trebuia să arătăm ca rimuri de lucru mai mari chiar decât portul Rotterdam. Și spun aceasta cu toată seriozitatea că este așa, că în panoplia actuală a nevoilor din economie este oportun să demarăm și o activitate de cereale prin conversia unei dane de mare adâncime aflată în operarea noastră într-o dană de cereale. Astfel, România beneficiază de cea mai adâncă dană din bazinul Mării Negre și Mediterana de Est, 18,5 metri,